Vom citi în continuare din Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 36. Luca, capitolul 7, versetul 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis: Simone, am să spun ceva. Spune-mi, învățătorul, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Istorisirile Evangheliei despre Domnul Iisus între păcătoși au în ele ceva deosebit de plăcut și înviorător. Și una din aceste istorisiri este și istorisirea despre femeia păcătoasă. Orice suflet care a stat odată la picioarele Domnului Iisus, în starea sufletească în care a stat și această femeie și a primit prin credință pentru el însuși aceste cuvinte ale Domnului Hristos: iertate îți sunt păcatele, când recitește și reascultă această istorisire, o trăiește încă o dată și înțelege tot mai mult și tot mai limpede cât de duioasă și caldă este iubirea Domnului Iisus și cât de mare și profundă este îndurarea Mântuitorului. O singură femeie păcătoasă a venit atunci la Domnul Iisus, deși acolo în casă toți erau păcătoși, dar nu-și dădeau seama de lucrul acesta. Și Domnul Iisus însă a căutat să îi ajute și pe acești oameni să-și vadă starea lor lăuntrică, așa că nu știm ce să admirăm mai mult la Mântuitorul. Bunătatea dumnezeiască, căldura cu care Domnul Iisus primește pe femeia plină de căință, ori străduința, efortul, interesul sfânt al Domnului Iisus de a câștiga inimile
celor care erau acolo, în special a lui Simon fariseul. Eroii principale a acestei istorisiri, așa cum am observat ușor, aceste istorisiri captivante, sunt două personaje total diferite, aflate la extremitățile societății umane. Un aristocrat, un om cu teamă de Dumnezeu, un om moral, un om cunoscut și cinstit de semenii lui, la o parte, la o extremitate, și la cealaltă extremitate, o femeie necăjită, decăzută, păcătoasă, cunoscută ca atare. Înaintea lui Domnului Iisus însă, amândouă aceste personaje același preț. Sunt privite și prețuite în mod egal de Domnul Iisus. Când privești cu atenție printr-un microscop, dacă culegi de pe stradă, de pe undeva, de pe un câmp, așa, un firicel de iarbă, o floricică mică și neînsemnată pe care o calci ușor cu piciorul când pășești și nici nu o bagi în seamă, dacă te uiți la acest firicel sau la această floricică la microscop, descoperi în ea aceeași structură artistică, aceeași frumusețe și finețe, aceleași bobițe de polen aurii și vii, ca și ale celui mai frumos trandafir, ca și a celui mai falnic stejar. E aceeași structură în toate, sunt făcute toate de același creator. La tot la fel, înaintea lui Dumnezeu, Doamne, deschide-ne ochii la tot să înțelegem acest adevăr, să te cunoaștem, să cunoaștem cel puțin această trăsătură fundamentală a ta. Înaintea lui Dumnezeu, sufletul bătrânului cercetător care abia vorbește, sau sufletul bietei femei mărginite și necăjite ce strânge gunoiul de pe stradă. Aceste suflete sunt în structura lor lăuntrică, în cugetarea și în viața lor, tot atât de frumoase și minunate și prețioase și potrivite legii și scopului lui Dumnezeu, ca și sufletul celui mai genial savant, acelui care primește premiul Nobel și e cinstit de toți din jurul lui. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Nu disprețuim și nu desconsiderăm pe nimeni dintre dumneavoastră care aveți bani, care aveți funcții, care aveți averi multe. Domnul să vă binecuvinteze, dar spunem acest lucru, că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere funcțiile, nu se au în vedere funcțiile, nici bogățiile, nici bunurile, nici studiile, ci se are în vedere sufletul. Acesta este primul gând care trebuie să-l reținem. Și Simon, bărbatul moral, dar și femeia decăzută, sunt iubiți și căutați stăruitor de Domnul Iisus. Un fariseu a rugat pe Domnul să mănânce la el. Este lucru sigur că Simon fariseul nu a poftit, nu l-a rugat pe Domnul Iisus să vină la masă la el, cu gând să găsească la el ceva de care mai apoi să îl poată acuza într-un fel sau în altul, cum făceau alții care îl ispitau în diferite feluri pe Domnul. Dar tot atât de sigur este că Simon nu căuta mântuirea. Nu l-a invitat pe Domnul Iisus pentru că ardea sufletul în el după mântuire. Simon a vrut numai să-l cunoască pe Domnul Iisus, ca să poată să-și dea astfel oarecare importanță. Domnul Iisus era, la momentul acela, personajul cel mai controversat și cel mai cunoscut și al cărui nume și a cărei lucrare era foarte discutată de oamenii din țară. Toți auziseră despre minunile extraordinare pe care le făcuse el. Orbii care au fost vindecați de el de orbire și puteau să vadă, leproșii care au fost vindecați de el, paraliticii care au fost vindecați de el, apoi cum a mulțit Domnul pâinile, s-a dus vestea în toată țara, sau cum Domnul Iisus cu un cuvânt a potolit furtuna pe mare. Și Simon a zis, e interesantă figura aceasta, să-l rog să vină la masă, mai stau de vorbă cu el și mai văd și eu așa. Dar deși Simon nu căuta mântuirea, Domnul Iisus se folosește de această invitație pentru ca să-i ofere mântuirea. Așa lucrează Domnul Iisus și acum.
Este posibil ca unii dintre dumneavoastră să fi venit aici la această întâlnire cu Domnul Iisus, nu fiindcă vreți să-L cunoașteți. Nu fiindcă vreți să-L iubiți. Nu fiindcă vreți să trăiți o viață mai curată. Este posibil să fi venit aici la stăruința supărătoare a unei mame sau unei bunici? Sau e posibil să fi venit aici la invitația caldă a unui prieten sau unui cunoscut? Sau e posibil să fi venit aici din obișnuință? Sau poate că ați venit și dumneavoastră aici ca să puteți și dumneavoastră să spuneți în cercul dumneavoastră de cunoștințe, în familie când vă strângeți mai mulți acolo în casă, sau prin cu vecinii când vă întâlniți și stați de vorbă sau la servici. Știi, am fost și eu la o slujbă a pocăiților, a evanghelicilor. Și acolo am văzut și am auzit așa, așa, așa. Vreau să vă spunem că nici nu contează din ce motive ați venit aici. Dar sunteți aici, Domnul să vă binecuvinteze. Ce contează este faptul că Domnul Iisus, spunea fratele Ionel înainte, Domnul Iisus, care este aici prezent, dar nevăzut, dar foarte real, și este în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră, dar spune, Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Domnul Iisus este aici și bate la ușa inimii dumneavoastră. Și Domnul Iisus, acum încărcat de o dragoste pe care nu o puteți înțelege și nu o puteți pătrunde, trebuie o dragoste mai presus de orice dragoste. Vreau să vă ajute să înțelegeți cel puțin trei lucruri. Primul lucru, să vă ajute să înțelegeți că sunteți un păcătos pierdut. Al doilea lucru, să vă ajute să înțelegeți că aveți nevoie urgent, că aveți nevoie imediat, că aveți nevoie acum de iertarea păcatelor pe care le oferă Domnul Iisus. Și în al treilea rând, că nu veți, să vă ajute Domnul, vrea să vă ajute să înțelegeți că nu veți putea nici cum să trăiți o viață decentă, că nici cum nu veți putea trăi o viață demnă și plăcută lui Dumnezeu, fără El, fără Domnul Iisus. Domnul Iisus a spus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Valabil pentru creștini și valabil pentru orice om de pe pământul acesta. Domnul Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Simon l-a primit cu răceală. N-a îndeplinit ceremonialul obișnuit în Orient când se primea un oaspete. Nu era Domnului sărutare, care era semnul prețuirii deosebite. Nu i-a oferit Domnului lianul cu apă pentru spălat picioarele și apoi mirul pentru uleiul pentru un spăl pe cap. Vedeți, nu i-a oferit sărutare. Sărutarea era o chestiune totuși mai intimă, mai semn de apropiere, o manifestare a dragostei mai speciale. Dar nu i-a oferit apă, lianul cu apă pentru spălat picioare. Spălatul picioarelor nu era numai semn de politețe, ci era și o problemă de igienă la vremea aceea. În Palestina era foarte cald, cum este de fapt și acum. Oamenii umblau atunci, nu cum umblă acum, umblau atunci să desculți, numai oamenii mai avuți umblau cu niște sandale. Și străzile nu erau betonate, nu erau pavate, erau străzi de pământ, alei de pământ, te umplai ușor de praf. Praful se așeza foarte ușor pe picioarele călătorilor. Și apoi, orientalii nu aveau scaune în case, n-au nici acum. Și stăteau pe jos, cu picioarele încrușișate, iar la masă stăteau pe un fel de saltele, sau divane sau niște paturi joase care erau cam la înălțimea mesei. Aici sunt și oameni mai în vârstă, nu fac niciun fel de privire negativă. Dar aducem aminte când pe vremuri erau în casele noastre ale părinților noștri măsuțe din alea mici pe trei picioare și niște scăunele mici în jurul acestei mese și un castron acolo în care muiai și mâncai. Și acum nu mai sunt acum în România, dar acolo erau aceste mese joase și
Stăteai nu pe scaune, ci stăteai culcat pe aceste paturi joase, sprijinit în cotul stâng și cu mâna dreaptă serveai mâncare la masa respectivă. De aceea spălatul picioarelor era o problemă importantă, nu era doar o problemă de politețe, ci era problemă de igienă, cu picioarele pline de praf, să stai acolo pe covoarele omului, pe covorul omului și să stai acolo lungit pe divanele acestea, cu picioarele murdare, trebuiau spălate picioarele. E bine, Domnul Iisus, totuși, deși Simon nu face acest gest elementar și necesar, intră totuși în casa fariseului, deși este întâmpinat cu răceală. Își va fi zis Simon, ăsta e omul, nu numai el, poate că la fel am fi făcut mulți oameni, trebuie să fie bucuros acest învățător, sărac, că îi fac onoarea să vină să stea la masă în casa mea, cu oaspeții mei. Și în bunăvința sa calculată, Simon nu i-a dat Domnul Iisus apă pentru spălat picioarele, nu i-a sărutat și nu i-a dat mir pentru scapul, cum era obiceiul atunci. Purtarea aceasta discriminatorie a fariseului avea în ea ceva foarte jignitor la adresa Domnului Iisus. Dacă în două s-ar fi făcut așa ceva, cu siguranță că am fi părăsit imediat casa aceea sau ne-am fi grăbit să aducem fariseului mustrări foarte aspre. Tot așa de mândri însă ca fariseul sunt și astăzi mulți și mulți oameni în fața Domnului Iisus. Ca să poată sufletele să primească mântuirea, a trebuit ca Domnul Iisus însuși să se plece prietenos nu numai spre cei umili, ci și spre cei mândri. Căci adesea, sub o înfățișare mândră și arogantă, bate o inimă care geme și strigă după adevăr. Adeseori, mândria este doar o mască, doar un mod în care omul își ascunde propria nenorocire și propria suferință. Domnul Iisus a fost umilit. Noi trebuie să ne plecăm în fața Domnului Iisus, nu numai pentru că El este mare, iar noi suntem mici. Nu numai pentru că El este înțelept, iar noi neștiutor. Nu numai pentru că El este sfânt și curat și pur, iar noi păcătoși și murdari, ci pentru că însuși esența inimii Domnului Hristos, caracteristica de seamă a Dumnezeirii, este umilința. Nu vreau să vorbesc nici de bine și nici de rău de Iisus, spunea odată un tânăr. Ce lipsă de înțelepciune! Ce cuvinte pripite, ce atitudine deplorabilă. Un apartament, o casă, ia foc. Vin pompieri, acolo e și un copil și cu părinții fug speriați din casă și uită sau nu mă apucă să scoată și copilul din mijlocul casei. Și vin pompierii și unul dintre pompieri intră în foc. Își riscă viața și moare, dar salvează copilul care era gata să fie înnecat de fum acolo, înăbușit de fum și ars. Ce ar zice văduva pompierului dacă tatăl copilului n-ar scoate un cuvânt de mulțumire față de ea, ci ar spune, eu nu vreau să vorbesc nici de bine și nici de rău de soțul dumitale. Ce ar zice femeia asta, tânărul care spunea cuvintele acestea, oamenii care prin viața lor arată că nu le pasă că la Golgota, pe cruce, Fiul lui Dumnezeu, însăși Dumnezeu Fiul, și-a dat viața și-a murit în chinuri groasnice, ca noi, eu și dumneavoastră, să fim salvați de focul și pedeapsa veșnică. Nu calcă ei în picioare cele mai elementare și scumpe și gingașe simțăminte? Nu mă privește, iată răspunsul a mii și mii și zeci de mii de oameni. Nu mă interesează acest Iisus. Uitați-vă la acest lucru. Atât de multe chestiuni din viața cotidiană ne interesează pe noi. Ne interesează problemele din fotbal, ne interesează problemele din politică, ne interesează problemele de ce se întâmplă în Siria sau în Grecia sau ce se întâmplă în Parlament. Ne interesează o mulțime de lucruri și discutăm despre o mulțime de lucruri. Ce nu ne interesează? Persoana Domnului Iisus. Nu discutăm despre El.
Citești un ziar care are 32 de foi din alea mari. Le citești și nu găsești un cuvânt despre Domnul Iisus Hristos. E posibil într-o țară creștină să nu ne intereseze persoana Mântuitorului? Uite acum, va mai vii câteva zile și e Crăciunul. Și ce sărbare atunci se aprinde la 1 decembrie, toate luminile în Bucureștiul ăsta, peste tot lumină și zarvă și flori și daruri și cadouri și petreceri. Dar Domnul Iisus? Unde-i Domnul Iisus? Orice altceva, din nefericire, este mai important pentru noi decât persoana Domnului Iisus. Și cum se poartă Domnul Iisus cu Simon? Cum se poartă? Așteaptă Domnul Iisus, suportă. Nu întoarce spatele și nu pleacă. Și atât că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. Cine era această femeie și care era numele, nu știm sigur. Sunt tot felul de păreri în privința aceasta, dar nici nu e important. Ceea ce știm sigur este că ea era cunoscută în toată cetatea ca o femeie ce trăia o viață destrăbălată. Ea era o păcătoasă și nu căuta să se dezvinovățească. Deseori vedea cum oamenii religioși o ocoleau și o disprețuiau. Fie în față, fie în spate, oamenii o numeau păcătoasă și ea va fi simțit de multe ori în sufletul ei arsura acestui cuvânt greu. Posibil. Nu știm sigur. Posibil ca într-o zi ea să fi fost într-un loc unde Domnul Iisus vorbea despre Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși, despre Tatăl din cer care așteaptă întoarcerea acasă a fiului pierdut. Mișcată profund, va fi stat de vorbă cu Domnul Iisus. Îi va fi povestit istoria tristă a vieții ei. Iar Domnul Iisus îi va fi spus că este scăpare și pentru ea, că poate fi iertată și poate ajunge o ființă nouă. Din felul cum istorisește Evanghelia această faptă, se poate înțelege că femeia aceasta îl cunoscuse pe Domnul Iisus. Observați purtarea ei de la masa aceea, cum a venit ea pregătită cu vasul de alabastru, cu mir foarte scump, o avere. A venit, cum a aflat că e în cetate Domnul Iisus, învățătorul, imediat și-a luat vasul acesta cu mir. Cum săruta ea picioarele Domnului după ce le-a spălat cu lacrimile ei? Cum le-a șters cu părul capului ei? Toate acestea arătau căință, arătau umilință, dar mai ales arătau și exprimau o dragoste deosebită și recunoștința ei pentru un bine pe care îl primise de la Domnul Iisus. Poate licărul de speranță pe care îl strecurase Domnul în suflet, că este posibil și pentru ea să înceapă o viață nouă și să fie iertat tot trecutul ei. A aflat că el era la masă în casa fariseului. Parcă o vezi pe femeia aceasta când a aflat că e la masă în casa fariseului. Cum imediat s-a gândit ce să facă, dar problema pentru ea era aceasta. Cum să pătrund eu în casa omului ăsta, Domnule? Păi ăsta dacă mă întâlnește pe mine pe stradă și din întâmplare mă ating de poala hainei lui, îl spurg și mă ocolește pe partea cealaltă a străzii. Cum să mă duc eu să intru în casă la omul acesta? Ce frământări, ce zbucium, ce lupte lăuntrice la această femeie. Dar până la urmă, dragostea ei, nevoia ei după Domnul Iisus, păcatele ei care le avea, o împing, o determină și dă putere să biruiască timiditatea și teama și încet, încet să pătrundă în casa lui Simon. Oaspeții deci ședeau la masă cum se sta pe atunci, culcați pe acele paturi joase, sprijinându-se într-un cot pe o pernă moală. Și în tăcerea mesei se aude deodată niște suspine. Și toți observă cu stupoare, cu mirare, o femeie. O femeie îngenunchiată pe podea la picioarele Domnului Iisus plânge.
Apoi, citim în Evanghelie, a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Suspina femeia și plângea. Lacrimile căinței, lacrimile părerii de rău pentru viața ei irosită, pătată și necinstită, lacrimile ei sincere, curgeau șuvoaie din inima ei răvășită de durere. Fericite lacrimi! Fericit este sufletul care splânge păcatele și nimicnicia vieții. Este nevoie acum la acest moment să facem această specificare. Nu ești născut din nou! Nu ești un copil al lui Dumnezeu dacă n-ai vărsat lacrimi înaintea Domnului Iisus, dacă nu neapărat pe fața ta, în inima ta, să fie părere de rău, regret sincer, să ți se frângă inima că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Nu ești copil al lui Dumnezeu. Copil al lui Dumnezeu este cel care vine cu pocăință și credință. Pocăință înseamnă părere de rău, regret sincer, schimbarea felului de a gândi. Și Domnul Iisus, ca întotdeauna, minunată, scumpă, plăcută este, interesantă, cercetătoare de suflet este purtarea Domnului. Domnul Iisus, ca întotdeauna, se arată bun cu această femeie necăjită și îndurerată. Observați, nu alungă, dar nici nu ceartă măcar. Dar nici măcar nu-i spune, măi femeie, ai venit aici? Da, îmi pare bine că ai venit. Dar te rog frumos, uite, stai puțin, ieși puțin afară, așteaptă puțin și termine masa aici și când ies afară de la aici, stăm de vorbă cât vrei tu. Nici vorbă. Era scumpă prezența acestei femei înaintea Domnului Hristos. Cum o tratează Domnul Iisus, cum o lasă pe femeie să-și verse inima, parcă să-și mărturisească în gândul ei, în mintea ei, în inima ei, păcatele Domnului. Domnul Iisus nu îi zice nimic femeii, dar nu, tot așa face și Simon. Simon nu s-a stăpânit. S-a stăpânit și nu o izgonește, dar n-a putut să-și stăpânească gândurile. Când a văzut-o pe femeia asta și știa că e păcătoasă, și-au opornit gândurile lui. Și omul acesta, dacă ar fi proroc și ar ști cine și ce fel de femeie este aceea care se atinge de el că este o păcătoasă, Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să spun ceva. Domnul Iisus răspunde gândurilor lui Simon. Domnul Iisus le dă pe față, îi dă pe față gândurile lui Simon și îl face și îl ajută să înțeleagă că el este cu mult mai mult decât un proroc. Păzește-ți gândurile, spunea cineva. De ce? Pentru că ele sunt citite în cer. Noi nu putem să ne citim gândurile unii altora, dar ele sunt citite în cer. Domnul Iisus a citit, abia se naște gândul în mintea, lui Simon și Domnul Iisus imediat știe și imediat intervine. Un cămătar avea doi datornici. Doi datornici? Da, doi. Și curând se va dovedi că cei doi nu sunt alții decât femeia păcătoasă și fariseul. Omul mândru ajunge să fie comparat cu această femeie decăzută. Simon, omul religios, omul moral, omul cu nume bun, este un datornic ca și această prostituată. Ferm, dar delicat, sună de pe buzele Mântuitorului cuvintele, un cămătar avea doi datornici. Vorbind despre starea omului față de Dumnezeu, Domnul Iisus o prezintă ca pe o datorie neachitată. Orice om este un datornic față de Dumnezeu. Orice om are o datorie de plătit lui Dumnezeu. Mulți spun, Dumnezeu este bun, bun, și trece cu vederea abaterile și greșelile noastre. Dar această vorbă, născută din mintea lor stricată, este împotriva dreptății lui Dumnezeu. Vedeți, Domnul spune, un cămătar avea doi datornici, cămătarul, bancherul, funcționarul băncii. Este un om care face socotele exacte. Este un om care judecă corect și nu vrea să piardă un leu. Auzeam că în Spania, de exemplu, sunt 400 de mii de oameni care și-au pierdut casele. Au făcut rate la casă,
Au pierdut serviciul, nu mai au avut cu ce să plătească ratele și băncile le-au luat casele. N-au ținut cont de faptul că ei rămân pe drumuri. Nici nu îi interesează pe banchier chestia aceasta. Imaginați-vă să fii în situația aceasta. Ai făcut un împrumut mare de 100.000 de euro, să-ți faci casă, ți-ai făcut casa, după ce ai plătit jumătate din suma aceasta, n-ai mai fost în stare să plătești, ți-au dispărut posibilitățile, nu mai încasezi nimic și ești dator la bancă o lună, două, trei, șase. Și după un timp vin cei de la bancă și spun, pardon, casa e a noastră, trebuie să pleci din casa aceasta. Nu poți, degeaba cazi în genunchi înaintea lui. Degeaba îi explici că nu mai ai serviciu, pe el nu-l interesează treaba aceasta. Ești dator și trebuie să plătești. Dumnezeu judecă până și gândurile inimii. Dumnezeu ne cere socoteală până și de orice cuvânt nefolositor ce ne va fi ieșit din gură. Cât de drept este Dumnezeu, se vede la crucea de la Golgota. Dacă vrei să înțelegi ce este păcatul, dacă vrei să realizezi cum privește Dumnezeu păcatul și cât de aspru și de sever și de strict este Dumnezeu față de păcat, trebuie să privești la preiubitul său fiu, la Domnul Iisus, care este răstignit pe cruce. N-avea Dumnezeu altă cale și altă soluție. Nu putea Dumnezeu să dea un decret așa. E Dumnezeu, nu? Să dea un decret, gata, iert păcatele tuturor oamenilor. Nu se putea asta. Trebuia, pentru că plata păcatului este moartea. Omul care a păcătuit trebuie să moară. Trebuia achitată datoria lui Dumnezeu. Și noi nu eram în stare. Eu n-am fost în stare să fac lucrul acesta. Dumneavoastră nu sunteți în stare. Niciun om nu este în stare să plătească datoria lui Dumnezeu. De aceea a venit Domnul Iisus, ca să preia El păcatele mele, multele mele datorii, grămada aceasta de datorii pe care în vecii vecilor nu puteam plăti, nu puteai plăti eu sau dumneavoastră, și să plătească El până la ultimul bănuț lui Dumnezeu. Și asta a făcut Domnul Iisus la Golgota, ca să poți înțelege că păcatul nu e un moft, nu e o slăbiciune, nu e o toană, ci păcatul este ceva extrem de serios și de sever și cu consecințe incalculabile. Trebuie să privești la Golgota și să-L vezi pe Domnul Iisus, cum s-a lăsat El răstignit pe cruce, cum a curs sângele din trupul Lui, cum i s-a zdrobit în întregime trupul Lui. Numai atunci, nu-ți mai permiți să admiți păcatul în viață sub nicio formă. Iubiților, Domnul Iisus a murit și pentru Simon și pentru femeia păcătoasă. Domnul Iisus a murit și pentru oamenii morali și pentru oamenii care trăiesc în grele și adânci păcate. De ce numai prostituatea să fie păcătoasă? Nu, în general, când vezi-o, poate că vor fi aici oameni cărora le place imaginea aceasta unei femei păcătoase care stă la marginea șoselei și face cu mâna la cei care trec pe acolo. Dar de ce numai prostituatea să fie păcătoasă? Și să nu fie păcătos și bărbatul care aruncă priviri murdare spre acea femeie, spre orice femeie, săvârșind astfel de atâtea și atâtea ori păcatul curviei și al preacurviei în inima lui. De ce? De ce nu mai să fie mai vinovată o prostituată decât atâtea femei măritate care folosesc fel de mijloace ca să nu rămână însărcinate? De ce numai prostituata să fie o păcătoasă, iar femeile care avortează de atâtea ori pe an să nu fie? De ce numai prostituata să fie o păcătoasă, iar femeile și bărbații care trăiesc necununați sau care divorțează și au un divorț sau două sau trei și sunt atât de lăudați în toate mediile? De ce? De ce să se numească păcătos numai bețivul care nu poate trăi fără alcool și să nu poată fi numit păcătos? Și cel care nu poate trăi fără minciună, fără drăcuială, fără jurătură, fără blestem sau fără paharul de alcool sau fără cuvinte porcoase. Simone, vezi tu pe femeia aceasta, spune Domnul, rătăciri și păcate grele sunt mai multe în viața ei decât în a ta. E adevărat. Dar tot atât de adevărat este că multe lucruri bune care trebuiau făcute și nu au fost făcute sunt mai multe în viața ta decât în a ei. Un cămătar avea doi datornici. Dumneavoastră care sunteți nepăsător, indiferent și rece față de Domnul Iisus, considerați cumva că poate fi o vină mai mare decât această răceală
și nepăsarea inimii? Credeți dumneavoastră că este mai ușor pentru Dumnezeu să vă suporte pe dumneavoastră care ați avut un har deosebit să vă nașteți, de exemplu, într-o casă creștină, care ați fost mereu invitați și rugați să vă întoarceți la Dumnezeu, să-L primiți pe Domnul Iisus și care totuși l-ați respins? Credeți că e mai ușor pentru Dumnezeu, pentru dumneavoastră, decât pentru unul care a omorât sau a furat? Răceala și indiferența și nepăsarea față de Domnul Iisus. Nu este păcatul care supără foarte mult pe Dumnezeu atunci când toată iubirea Lui se lovește de egoismul și de răceala dumneavoastră? Vezi tu pe femeia aceasta, acolo, la picioarele mele, este și locul tău. Iertate îți sunt păcatele, spune Domnul. Domnul Iisus se îndreaptă spre această femeie și spune, păcatele, nu viața ei trecută, despre care se putea spune multe, nu tot felul de abateri din trecutul ei zbuciumat și furtunos și murdar, ci păcatele ei, acestea alcătuiau nenorocirea ei, acestea era strigătul ei de zi și noapte al cugetului sufletului ei. Păcatele ei o apăsa oricând se gândea la Dumnezeu și la judecata Lui. E bine, Domnul îi spune, iertate îți sunt păcatele. Doamne, chiar și păcatele cele roșii ca sângele? Da. Doamne, chiar și păcatele cele negre ca noaptea? Da. Doamne, chiar și păcatele care ard ca focul iadului? Da. Păcatele tale, vina ta, tot ce este scris în cărțile lui Dumnezeu ca povara ta, toate abaterile și toate nelegiuirile și toate fără de legile, tot ce ai fost dator să faci și nu ai făcut, toate, toate sunt iertate. Iertate îți sunt păcatele. Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Nu lacrimile tale, deși sunt necesare lacrimile. Nu umilirea ta, deși e necesară umilirea. Credința ta te-a mântuit. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Ai crezut că sunt Mesia, ai crezut că sunt Mântuitorul și ai venit la mine. Du-te în pace, spune Domnul. Pace cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu va fi în inima ta. Eliberată de vină, plină de bucurie, femeia pleacă în pace. Ce viață! Așa o viață vă dorim fiecăruia care sunteți acum aici. Să puteți pleca spre casă plin de bucurie, pentru că a scăpat de povară, vi s-a achitat datoria. Aveți o datorie, aveți o datorie la banca cerului, aveți o datorie înaintea lui Dumnezeu, care este mult mai mare, infinit mai mare decât orice datorie financiară pe care o puteți avea pe pământul acesta. Și Domnul Iisus spune, iertate îți sunt păcatele. Te iert, am plătit eu datoria în locul tău, am suferit eu la Golgota în locul tău, am vărsat eu sângele meu pentru tine, ești un om liber, crede în mine, primește-mă pe mine și fii fericit aici și în veșnicie. Amin. Amin.